Oare mă oprește poliția cu mașina asta acum? Te controlează în portbagaj, în tetiere și peste tot. În tetiere! Este o mașină de marelis bătrân, dar dacă ție îți place, nu e absolut nicio problemă. Uite mă, și-a pus și el ca la rol. Dar dacă nu ai putut să spui din carbon măcar. Deja s-au ciobit jantele, mâncați și p***a. Așa șofer bun? Bună dimineața, clan! E 5 dimineața și mergem spre Oradea, dacă vă uitați aici pe Waze. Avem 7 ore 33, ajung la 12 și jumătate în Oradea pentru că a venit timpul să colantăm S-ul. Am ajuns la Cărimăne și începe Valea Oltului, destul de liber, nu vreau să cobesc, deci am ajuns destul de repede dacă mă întrebați pe mine. Dar drumul e foarte bun, ia uite toate tirurile astea de vină, trebuie să le depășim. O să ne întâlnim și cu Mădălin, fraților, la Oradea, pentru că vine și el să-și facă ceva la mașină. Dar o să aflăm mai multe pe parcurs și ne vedem pe drum. Băi, uitați-vă, vă rog frumos, ce drum superb avem în față, suntem pe autostrada A1, avem 72 de km până la autostrada A10. Văd că mai avem 331 de km și 3 ore 50. Deci cred că avem foarte multă autostradă. Eu, frații mei, ora 10, mai avem 141 de km, 2 ore și 16 minute. Am terminat autostrada, a fost așa. Frații mei, suntem la magazinul de jante cu mașinile spălate. Ia da, vedeți, Esuleanis. Asta arată bine, dă-o cu dupiul aici. Așa, Esuleanis frumos. Lăsăm mașinuțele aici, eu cu Mădălin o să plecăm în Thailanda, iar când ne întoarcem din de la plaje, de la căldură, de la viața bună, o să luăm mașinile gata făcute. Nu vă dau niciun indiciu la ce o să fac la mașina mea. De fapt, o să vă dau un singur indiciu. Tot ce vedeți asta așa, culoarea asta, o să rămână aceeași culoare. Ia vedeți cu ce vine Ionuț. Da, mă, da! Da, mă, da! A, dar e finuț, mă! Lăsăm mașinuțele aici, facem și noi niște riduri, ne apucăm, le începem ca să le terminăm când sunt gata mașinile. Și a! Vedeți această roată? Cât de mare e? Ea va fi pusă pe acest G. După cum vedeți, scaunul de la șofer e un scaun vechi, scaunul de la pasager e un scaun nou-nouț. Mașina asta va suferi o transformare foarte, foarte mare, full 2024 și cu o surpriză, long wheelbase, o să se facă ceva frumos, cu benă, cu tot ce trebuie. O să vedeți pe canalul Magazin de Jante că o să fie senzațional. Vreau să vin pe bagaj și cu un spoiler din ăla mic, așa, o codiță și cam atâta. Jantele noi nu sunteți pregătiți, nu vrea eu nu să mi le arate, dar jantele noi nu sunteți pregătiți cum o să fie. Punem jante și colant la mașină. Abia aștept să fie gata magazinul de jante la Oradea, dacă vreți și voi să vă tunați mașinile, vă așteptăm aici cu mare drag. Bună ziua, fraților, suntem la Șuria. Bună ziua, ceau. Noi suntem aici la Ardeal. Suntem la Îmbanat acum, Ardealului la Cluj. Am avut zbor de dimineață la Oradea. S-a întâmplat o extorsiune a unui degajament, o să vă povestim noi așa care-i treaba cu mașinile, dar momentan hai să vedem mașina lui Mădălin care este gata. Marci, dă-te în p***a mea, ce tare e. Mamă, arată mașină, gen. Da, frații mei, după cum vedeți, acesta este S-ul. După cum vedeți, după numere, nu este mașina mea. Ia vezi spoiler aici, asta nu mai e spoiler, asta e măsuță. Haideți să vă arătăm un pic, fraților, și S-ul cu care suntem, stați așa. Vedeți, are cheia de non-facelift, mașina e non-facelift, dar e făcută facelift. Și după cum puteți observa, frații mei, avem volanul de clown. După cum puteți observa, bordul este similar, aici un pic diferă câteva butoane și tabletele, după cum vedeți, sunt un pic diferite. Asta e mașina. Bă, dar am pus story cu mașina asta, bă, deci toți prietenii mei, am realizat că n-am niciun prieten. Toată lumea arată în poză cu mașina. Volanul negru la mașină. Eu am volanul bej. Se vedeau tabletele, că nu sunt aceleași. Bă, nu s-a prins nimeni. Am pus poză cu mașina asta, are pachet AMG și a mea are bările de 63 AMG. No, de ce am stat atâta la Oradea? Păi, vorbesc cu Mădălin, vorbesc cu Ionuț, bam, 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 hai că ajung jantele acum, nu știu ce, bam, bam, perfect, au fost niște încurcături, în fine, iau biletele de avion și mă sună Mădălin joi seară. Bă, mâncați și p***a ta, s-au blocat jantele la vamă la Timișoara și nu mai ai cum să-ți iei mașina vineri. Și zic, bă, dar costa 150-200 de lei în plus să-mi iau bilete de alea de avion, de poți să le schimbi, poți să le anulezi, poți să le faci ce vrei tu. Dar am zis, oameni, ce dracu, mă, mai dau 2 milioane. Sună acolo, vorbesc în engleză jumătate de oră, hello, I would like to change reservation. Cum zice o femeie, I cannot help you, let me give me to your colleague. Era un colegul care era mai înalt în rank, era, hello, tăr, ca mea, help you. Vezi că costă 9 milioane să-mi schimbe rezervarea, alte bilete erau 10 milioane. Nu putea să-mi ia banii de pe card, mi-a trimis 10 link-uri de alea pe mail să plătesc, n-am reușit să plătesc și zic, haide-mă și ceva, haide-mă la Oradea, vedeți ce se întâmplă. Ajungem la Oradea, nu știu ce, de dimineață, frumos, am mâncat și sună la vamă. Știți care era problema? Că în traducerea facturii sau n-am înțeles exact cum s-a întâmplat, stimații domn de la vamă, am înțeles că noi avem 4 seturi de jante, nu 4 jante.
Și lor le-a dat cu virgulă că, domnule, cum să fie 16 jante așa ieftine. Noi am pierdut toată speranța vineri seară, pentru că am zis, bă, știi ceva, dacă n-ajung jantele azi, e belită, ajung luni, luăm marți mașina, e prost. Bă, și-a făcut, eu nu știu ce-a făcut. Bă, ajung jantele la Oradea, de la Timișoara, cu DHL-ul, la 11 noapte. Puteți seama, noi era deja, eram în club. Am zis, haide, mă, ce dracu mai luăm mașina sâmbătă. Și până ne-a revenit până așa, s-a făcut duminică, înțelegi? Băi, am ajuns la magazinul de jante. Băi, și vreau să dau drumul la brațe. Băi, abia aștept să vă mașina. Am auzit-o, mă, mâncava și gura voastră. Mamă. Facem 4 ore până la București, dar ce fericit sunt. Nu, s-a terminat. Băi! Nu te întoarce, bă, idiotule! Băi, dă-te. Amăgitoare e ca o cadrână, tulburătoare e ca o păgână, impunătoare e ca o stă... Mama mea! Bă, asta e mașina mea? Uite cum sunt jantele astea. Ce tată, doar la Rolls-Royce? Ce tată, doar la Rolls-Royce? Credeți că n-avem și noi? Prima mașină din România, făcută negru mat, fără chrome delete, da? Atenție! Mâncarea ar mama, ce grijă trebuie să am de ele, o să fie greu. Chrome, chrome, peste tot chrome, veniți încoace. Chrome aici, bă, da, grila asta cum e, bă, dă-te în p***a mea. Doamne, uite cum e spune, uite cum sunt astea, chrome aici, mâncați-și gura ta, băi, dă-te, dracu. Aici, frumos, tot negru lucios, ca să vină cu trapă, a doua trapă, a treia trapă, s-a închis. Oare mă oprește poliția cu mașina asta acum? Da. Și ți-o și controlează 100%. De ce? Te controlează în port bagaj, în tetiere și peste tot. În tetiere! Dați o notă, chat, în comentarii. Chiar vreau să văd ce părere aveți. Mamă! Mă, cațe și p***a, s-a căcat o pasăre în cap. Uite cum... A, e frunză, am simțit pe frunte, mafia rusă. Trebuie să mai fac pachet acum, să fiu pachet. Da, nu prea se potrivește mașina acum. Nu? Mergi la sală sau mănâncă mult. Băi, tată, bă, sunt așa fericit, bă, în mașinuța mea, bă. Era să o comit într-un sens giratoriu, că eram un pic cam prea excited așa, dar e ok, adică. Important este că toată lumea e bine, toată lumea e teafără, nu s-a întâmplat nimic. Mamă, ce jante ți-ai pus, bursuc? Mă! Deja s-au ciobit jantele, mâncați și p***a. Așa șofer bun? Deja s-au ciobit jantele, mâncați-și pe drum, într-o groapă, într-o ceva, hai că e bine. Bravo, te felicit, Doamne ajută să stăpânești sănătos. Doamne ajută. Iar m-ai lăsat cu mâna întinsă. Mamă, s-a făcut pia de găine, ești nebun? Floating caps. N-am apucat să zic, jantele mele preferate, jur. Ia uite-o în față, tată. Maybach, direct. Maybach cu băr de S63, nu mai are nimeni în România. Mașină de moșnegi. Dumnezeu, n-a înțeles viziunea, aia e problema. Acum o dai, o scoți. Pare un pic că fur, nu? Adică. Că ce te ocupi? Da, că fur așa, nu. Bă, mie nu-mi inspiră, mie mi inspiră super multă eleganță. Mamă, dar cum sunt roțile? Ia uite, mă, și-a pus și el ca la Rolls. Chiar sunt alea ca la Rolls, gen. Da? Stau în picioare, da. M-a urmat ciudat faptul că e S63 Maybach, cumva. Păi aia e, singura din România. Ia, dă așa cu mâna pe jante, facem TikTok-ul ăla. Mercedes. E Rolls de buget. Da. Rolls de săraci. Ata s-a putut. Motor 3000, a. Talent, dar merge puțin coborât. Păi, dar oricum, ia uite, de la cât de mari sunt roțile, mi-a mâncat din apărătoarea asta, unde s-o mai las, mâncați și wow! E cum sunt jantele astea? Astea jantele alea de Maybach, nu? Da, și asta stă drept ca la Rolls. E Maybach cu băr de S63. E struțo cămilă. Da, e struțo cămilă, un pic așa. Mamă, dar cum sunt jantele astea, bă, de nu vine să cred. Cum se văd în mers? Vreau să le văd în mers. Ține. Mamă, bă, ești prost. Fraților, suntem aici alături de Andy Popescu. Dacă, după cum știți, el are un amanet auto și am zis, bă, dacă tot am făcut mașina și așa, hai să vedem ce părere are unul la mână și doi la mână, cam cât am putea să luăm așa pe ea, în cazul în care avem nevoie de bani. Uite, Andy, asta e mașina. Acum da. Am colantat-o, i-am pus jante. Ce e foarte important de știut este că la amanet auto noi nu cumpărăm mașini. Noi oferim doar împrumuturi. Okay. E foarte important să spun asta, pentru că oamenii au impresia că la amanet te duci să scapi de o mașină, cum scapi de aur la amanet. Dar e diferit, pentru că noi aici noi nu vrem să cumpărăm mașini. Să vindem. Noi nu suntem niște vânzători de mașini. Noi oferim un serviciu financiar, adică doar dacă ai nevoie de bani. Vezi, uite, nici tu nu știi. Nu știam asta. Și atunci e foarte important să spun chestia asta. Mereu spun, ca să nu se înțeleagă că noi suntem... Și dacă nu mai am mașina de la manet, ce se întâmplă? Dacă nu ai mașina de la manet, este foarte important să știi că poți să o vinzi. Adică, de exemplu, tu ții niște bani pe mașina asta, un împrumut. Dacă tu vrei să vinzi mașina, o pui pe Autovit și pe OLX, că asta facem și noi. Le punem pe Autovit și pe OLX. Dar dacă ai nevoie de un împrumut, atunci poți să
lași mașina la noi, îți iei niște bani, să zicem jumătate din valoarea mașinii, okay, și tu poți să o ai la vânzare. Deci în principiu noi oferim jumătate din valoarea mașinii. Normal că eu vreau să-ți dau cât mai mulți bani, pentru că comisionul este procentual. Să zicem că eu îți iau un comision de 5%, da? La 10.000 de euro, tu plătești 500 de euro pe lună. La 20.000 de euro, plătești 1.000 de euro pe lună. La 30.000 de euro, plătești 1.500 de euro pe lună. Și atunci interesul tău este să iei cât mai puțin bani, interesul meu este să-ți dau cât mai mulți bani. Vezi, are sens. Business. Deci, în concluzie, dacă tu ai nevoie de niște bani, eu mă uit cât e o mașină de asta și îți dau 50, 60, poate 70% din valoarea mașinii. Cât e pe piață o mașină de asta? 70.000, cam așa. Ok, dacă e 70.000, deci pe loc ai 35. Eu vreau să-ți dau mai mult, eu vreau să-ți dau 40. Hai 50, pentru că de la 50 la 70 când se vinde una de asta, mai e spațiu. Da. Deci să zicem că nu ți-e 70 pe ea, da? Dar 60 îmi iau pe ea. Zic 55 îmi iau pe ea. Și atunci eu pot să mă duc până la 55. Mă duc până la 50 ca să o vând cu 55 repede. Asta cu amanetă am înțeles. Așa, ce părere ai de strict de mașina asta, așa pentru un puștean? Când mi-am luat-o, toată lumea a zis: "Domnule, e mașină de moș, nu știu ce, într-adevăr nu era făcută, n-avea nici jante, n-avea nici nimic." Este o mașină de marelist bătrân, dar dacă ție îți place, nu e absolut nicio problemă. Eu spun chestia asta în toate vlogurile mele. Bă, dacă mie îmi place o mașină, nu trebuie să-mi pese de părerea celorlalți. Te încurajez să-ți iei întotdeauna ce mașină vrei, fără să-ți pese de ceea ce gândesc oamenii. Mie mi-a luat câțiva ani să nu mă afecteze părerea celorlalți. Deci fii atent, i-am pus grilă de Maybach. Aha. Cu bară de S63. Ce tare. Ți se pare țărănie? Bă, mi se pare extraordinar de mișto, jur. Nu am vrut să-i fac chrome delete, că am zis: "Bă, negru mat cu chrome delete arată..." Mie place mult cromul și niciodată nu aș face chrome delete eu. Ia vedeți, băieți. Ferrari California, Lamborghini Aventador, Tesla. Uitați-vă culoarea Tesla aia. Ia, hai la până la Tesla până vine Andy. Cum ar sta culoarea asta pe S, așa poate pe viitor? Scrieți la comentarii. Oai, ai, ai. E cabrio, e viața mea, gata, m-a dat pe spate. Și ce bani e o din asta? 150.000 de euro vreau pe ea. Are doar 20.000 de kilometri și vreau să cumpăr un Portofino. Doar că nu există Portofino pe mobile. N-am găsit niciunul care să fie interiorul total roșu. Foame, dar e superb. Vezi așa. Are roșu aici, roșu aici, roșu. Covoare roșii, deci este full roșu în afară de spatele ăsta, care ce nu este roșu. Și urmă îl faci și pe ăsta, dar dracu. Ce vedeți, băieți? Și dacă apăsați pe butonul de like, mai stăm un an doi, cine știe, poate facem ce? Și noi. Negru mat, mie oricum eu sunt mare fan negru mat, știi că îmi place culoarea asta, dar mă arată într-un fel. Și am pus, arată becalii așa un pic. No? Dar becalii nu și-ar fi colandat-o niciodată negru mat. Ai existat ceva să faci asta? A durat un pic. Bă, ce? Te duceai aici la colegi. Ma. Cât îmi dai pe ea la buyback? E... Deci viața mea 2018, știu, mașina, 65.000 de kilometri. Un euro pe kilometru îți dau. 65.000? Un euro pe kilometru? E bine? Nu știu ce, ți-o dau fără jante. Ia și colantul de pe ea, dă-mi-o și fără roți. Nu? Oh, ok. Am văzut mașina deja ieri, am zis că e fantastică, chiar mi se pare altceva. Lala, vină încoace! Lasă, bă, interiorul, că ăla-l știm. Lasă interiorul. Păi cine mă rea, mă, frate? Vine tu cu S-ul aici. Ia uite-l și pe ăsta, micu. Frumos și ăsta. Săracule, n-ai putut să spui din carbon măcar. Îmi place că nu ai fost țăran și ai lăsat crom așa frumos și n-ai făcut blackout tot așa. Nu? Altceva? Altceva. Parcă, uite, parcă te porți altfel și te suspeli la două zile, nu? Nu, fii atent, am spălat-o astăzi. A, te suspeli de două ori pe zi? Da. Ok, s-o ai în continuare, să-l întors. Cape, cape, corvet? Ce-a făcut? Ce-a făcut?